Cel puțin două persoane au murit, iar alte trei au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bloc din orașul Mykolaiv, Ucraina. Deflagrația a distrus parțial etajele superioare ale clădirii cu 9 etaje. Totodată au fost afectați pereții edificiului. Echipele de intervenție au evacuat locuitorii blocului avariat. Oamenii legii au deschis o anchetă, iar datele preliminare arată că nenorocirea a fost provocată de o scurgere de gaze de la o butelie.